Un pluton de militari ai Armatei Naționale participă la un stagiu de pregătire practică care se desfășoară în statul american Virginia, potrivit comandantului Comandamentului Forțelor Terestre, colonelul Mihail Bucliș. Plutonul, constituit din 30 de militari ai bateriei aruncătoare de mine din Batalionul 22 de menținere a păcii, sunt instruiți de militari din Brigada 30 mecanizată a Gărzii Naționale a Carolinei de Nord, Statele Unite ale Americii. Sursa a menționat că instruirea se desfășoară în contextul evaluării nivelului de pregătire a bateriei aruncătoare de mine, conform conceptului capabilităților operaționale, planificată pentru luna iunie 2016.